Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Așa cum v-am promis dățile trecute, iată, revenim. Am încercat noi să facem un soi de serial, revenim alături de Cristian Vechiu într-o nouă campanie dedicată, o nouă campanie pe site-ul editurii Herald, dar de data aceasta o campanie dedicată unei superbe, frumoase colecții. Este vorba despre Biblioteca Orientalis. Și astăzi ne-am gândit să vorbim despre Mitra, despre cultul lui Mitra, de la origini, influența asupra Imperiului Roman și doctrina. Iată, vă arăt și cartea la cameră, sper să se vadă cât de cât. Așa. Bun. Misteriile lui Mitra, de la originea cultului până la influența religioasă asupra Imperiului Roman, de Franz Cumo, o carte, cum spuneam, publicată în colecția Biblioteca Orientalis. Și alături de noi este Cristian Vechiu, lector la Fundația Calea Victoriei și de asemenea cercetător în studiul și istoria religiilor. Cred că această superbă carte își are un bine meritat loc în această frumoasă colecție Biblioteca Orientalis. Hai să începem cu o întrebare simplă și apoi bineînțeles că pe parcursul discuției noastre vom intra în lucruri mai profunde. Cine a fost Mitra? Asta, bună, nu-i deloc simplă întrebarea. M-ai păcărit aici. Bun, e de fapt cea mai dificilă întrebare. Încă e o întrebare fierbinte, să spun așa, în zona de istoria religiilor și mai ales de ce ține de Antichitatea Târzie și cultele inițiatice din Antichitatea Târzie. E o întrebare care încă suscită foarte mult interes și dispute chiar în zona academică. Avem mai multe perspective. Dacă să ne raportăm la această lucrare de pionierat a lui Franz Cumo, Mitra este una dintre cele mai importante figuri ale Antichității, figuri divine ale Antichității, având originea în zona indo-iraniană, un zeu, cu alte cuvinte, cu greutate, un zeu care este regăsit și în panteonul indian vechi. Găsim numele lui Mitra în Rig Veda, unul dintre cele mai importante texte ale tradiției hinduse, și totodată e un zeu care este legat și de religia iraniană, de vechea religie iraniană. Îl găsim mai apoi pe Mitra după reforma zoroastriană ca o figură angelică, un spirit important, o figură retrogradată așadar de la statutul de zeu la cea de înger, pentru că zoroastrismul propunea o reformă monoteistă. Și mai târziu îl găsim pe Mitra în bazinul Mediteranei ca o figură divină, zeul acesta care prezidează de fapt un cult inițiatic, de care se leagă un cult inițiatic important în Antichitatea Târzie. În Roma antică devine un cult extrem de important, cel al lui Mitra, un cult inițiatic legat foarte mult de frățiile sau confreriile de soldați romani. Soldați, de fapt, ai Imperiului Roman, pentru că nu erau doar romani la origine, erau soldați de peste tot, din Asia Mică, din Tracia, din zona Britaniei, din zonele germanice, din triburile garice, de peste tot veneau soldați care erau adepți ai acestui cult inițiatic. Uite, și am o curiozitate, am o curiozitate. Foarte frumos ai punctat și cred că ăsta e un punct de pornire, de plecare. Faptul că Imperiul Roman avea o armată formată din soldați veniți din toate colțurile Imperiului. Da. Este acesta un lucru important în, să spunem, transmiterea și în răspândirea acestui cult mitraic al zeului Mitra? Totuși vorbim despre un zeu venit din zona Indiei sau în spațiul culturii persane, pomeneai puțin mai devreme zona Iranului de astăzi, da? Și iată, îl găsim atât de actual în bazinul Mării Mediterane. Bazinul, da. Sigur, această, să zicem, acest
cosmopolitism al armatelor romane, al armatei romane, a asigurat și răspândirea cultului în întreaga Europa. Pentru că cultul mitraic, după toate datele pe care le avem, și aici mă refer la date evident arheologice, a avut un mare succes timp de aproximativ 3 secole, cel puțin, asta e, să zicem, asta e convenția istoricilor, s-a bucurat de un succes nebun în Imperiul Roman timp de aproximativ 3 secole și s-a răspândit din Asia Mică până în zona cea mai de vest, să zicem, a Europei, adică insula britanică, inclusiv peninsula iberică. Deci acolo găsim urme ale cultului inițiatic mitraic. Și această complex al armatei romane, mă refer aici la conglomerat de oameni veniți de peste tot din Imperiu, cu siguranță că a înlesnit răspândirea cultului cam peste tot în Imperiu. Faptul că oamenii aderau la acest cult și veneau vorbeau limbi diferite, veneau din culturi diferite, veneau din spații geografice diferite, este iarăși un lucru interesant pentru că ne arată succesul, ne arată rata de succes al ideilor, ale ideilor pe care le avea acest cult. Adică toate ideile pe care le promova cultul mitraic, ideile de ordin religios, probabil că au impresionat atât de mult în secolul 1 după Hristos și până spre secolul 4 după Hristos, încât oameni de peste tot din Europa și din Asia Mică se converteau sau deveneau adepți, mai corect spus, deveneau adepți și ai acestui cult inițiatic. E un cult de misterii pentru că, evident, vorbim despre un cult inițiatic, trebuie să treci anumite probe pentru a intra în acest cult. Există o ierarhie, știm bine că există 7 grade ierarhice, 7 grade inițiatice în cultul lui Mitra. Există așadar și un ritual de inițiere, există și această funcție de mistagog, adică o persoană care se ocupă cu inițierea, strict cu inițierea celor care sunt neofiți. Avem și dovezi arheologice ce ne ajută să reconstituim într-o oarecare măsură cum arăta un loc de întâlnire al adepților mitraismului. Cu alte cuvinte, acest loc se numește Mitreum și există, evident, în zona arheologică suficiente, să zicem, mitreumuri descoperite, dezgropate, să spunem așa, și au găsit acolo arheologii și istoricii foarte multe dovezi care să ne ajute să reconstituim, repet, măcar într-o oarecare măsură, cum se desfășura, să zicem, o întâlnire a adepților cultului lui Mitra. Exista probabil o masă ritualică, o masă la care se consumau merinde în mod ritualic și vin, ceea ce evident i-a făcut întotdeauna pe istorici să facă paralela și cu Euharistia, cu masa euharistică din spațiul creștin, creștinismul fiind o tradiție religioasă care se dezvoltă cam în aceeași perioadă cu cultul inițiatic mitraic. Creștinismul pătrunde în Roma, evident, după secolul 1 după Hristos, mitraismul cam în aceeași perioadă. Deci, cumva, există o paralelă din punctul ăsta de vedere. Evident, întorcându-mă la prima întrebare, la întrebarea cine a fost Mitra, un pic ca să închei ciclul ăsta, așa cum spuneam, perspectiva lui Cumon este aceasta, este o perspectivă de religie comparată, tipică pentru începutul secolului 20, un zeu care are origini indo-iraniene și care mai apoi, sub anumite transformări, din mai multe motive, ajunge să fie adorat ca o divinitate în spațiul Mediteranei, în cultura elenistică, în zona romană. Alți istorici, după cum au început să se întrebe dacă nu cumva e vorba de un alt Mitra. Adică să fie doi Mitra, zeul indo-iranian mai vechi și un zeu propriu culturii elenistice romane, care nu are neapărat legătură cu zeul indo-iranian. Nu a fost definitiv adusarul ăsta. Nu s-a găsit un răspuns care să mulțumească pe toți istoricii și pe toți specialiștii în zona aceasta a cultelor inițiatice din Antichitatea Târzie. Cert este că ambele perspective au și minusuri și plusuri, au produs întotdeauna argumente
să zic, suficient de convingătoare. Și de aici poate că pleacă și rezultatul ăsta mai degrabă neconcludent. Nu putem spune cu exactitate dacă mitra pe care îl găsim la Roma și mai apoi în toată Europa este același zeu cu zeul indo-iranian, deși avem suficiente, aș spune eu doar o perspectivă personală, avem suficiente motive să considerăm că la origine zeul acesta provine și are originea din zona indo-iraniană. E doar o opinie personală. Se insistă astăzi mai mult asupra, să zicem, caracterului astrologic al zeului Mitra, faptul că există 7 grade inițiatice trimite la cele 7 planete tipice pentru astrologia din perioada elenistică, și fiecare grad inițiatic ar echivala cu fiecare grad inițiatic corespunde câte o planetă. Și atunci există în povestea asta, de fapt, o călătorie, să zicem, astrală, o ascensiune astrală de la Mercur până la Saturn, Saturn fiind ultimul grad inițiatic. Dar, repet, astea sunt mai degrabă, să zicem, teorii de ultimă oră care, așa cum spuneam, își au plusurile lor, dar totodată nu pot să răspundă, așa cum poate nici teoria lui Kumo nu răspundea la vremea respectivă, nu pot să răspundă întregului complex de idei al acestui cult inițiatic. Probabil că atunci când vom mai descoperi noi mărturii despre cultul inițiatic, despre, să zicem, modalitatea în care existau întreprinse anumite ritualuri, atunci vom avea o perspectivă mai clară și mai largă. Asta e, de fapt, una dintre marile probleme cu înțelegerea misteriilor lui Mitra, și anume că nu avem atât de multe informații despre ritualurile de acestui cult inițiatic. Extrem de popular, extrem de răspândit, dar ceea ce se păstrează din, să zicem, de natură arheologică, ceea ce se păstrează din cultul acesta inițiatic, nu ne oferă suficient ca să înțelegem care era natura ritualurilor, care era, să zicem, relația dintre grade, pentru că asta e și o întrebare care a suscitat mult zona academică, dacă se putea avansa dintr-un grad în alt, dacă într-adevăr exista o ierarhie care îți permitea să urci în grad, sau dacă gradele acelea erau fixe și la ultimul grad, să zicem, aveau acces doar cei din elita preoțească. Preoții lui Mitra, doar ei puteau să aibă ultimul grad, cel dedicat planetei Saturn și, evident, care purta numele de pater, de tată în cultul mitraic. Dar astea sunt întrebări, repet, pentru care nu vom găsi răspunsuri decât în măsura în care vor apărea noi probe. Cu cât vom avea noi dovezi, mai multe dovezi, cu atât ne va fi mai ușor să ne imaginăm dinamica cultului mitraic. Un cult care ne-a lăsat însă multe mărturii imagistice, foarte frumoase. De celebră scena cu Mitra care străpunge cu cuțitul gâtul taurului. E o scenă de sacrificiu și asta iarăși a dat așa a dus la o întreagă dispută în jurul scenei. Exista un sacrificiu ritualic atunci când era inițiat un viitor adept al lui Mitra, adică se sacrifica un taur cu ocazia inițierii, sau e mai degrabă o metaforă, sacrificarea taurului de către Mitra. Iarăși, sunt prea puține, să zicem, indicii clare în privința asta. Aș vrea să ne ducem, să spunem, și în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, dacă tot am ajuns la Marea Mediterană, da, și în Imperiul Roman, cu Romanului. Lui Mitra. Sunt elemente ale cultului mitraic și în Dacia, hai să spunem, în Dacia romană, da? După cucerirea, după finalizarea războaielor 105-106, în ideea în care, bineînțeles, că în Dacia au ajuns și soldați din Imperiul Roman, care erau la fel, veniți din toate colțurile Imperiului, da, și atunci există probabil și zona aceasta de artă, poate sunt și niște vestigii, și niște însemne ale cultului mitraic în spațiul nostru. Sigur avem mitreumuri
în zona istorică a Daciei și asta ne indică inclusiv Vacumo. O să dau chiar un citat ca să nu vorbesc în gol. Avem și mai multe informații cu privire la circunstanțele introducerii mitraismului în Dacia. Când în 107 după Hristos Traian a anexat acest regat barbar la Imperiul Roman, ținutul, extenuat de 6 ani de război necetat, devenise aproape un deșert. Pentru a repopula, împăratul a dus aici, așa cum ne spune Eutropius, o mulțime de coloniști, ex toto orbe romano, din toate teritoriile Romei. În afară de cei rămași din vechi Dacia, aici se mai găseau iliri, panonieni, galateni, carieni și orientali, oameni din Edesa și Palmira și mulți alții care au continuat să practice religiile țărilor lor natale. Dar niciunul dintre aceste culte nu a prosperat mai mult decât misteriile lui Mitra și este uimitoare dezvoltarea prodigioasă pe care această religie a suferit-o în perioada celor 150 de ani cât a durat dominația romană în această regiune. A florit nu numai în capitala provinciei Sarmii Segetuza și în cetățile ce au apărut lângă tabele romane, cum ar fi Potaissa și în special Apulum, ci și pe toată întinderea teritoriului ocupat de romani. În timp ce în Dacia nu putem găsi, din câte știu, nici cel mai mic vestigiu al unei comunități creștine, de la fortăreața Samos Ucvar până la frontiera de nord și până la Romula din Valahia, au fost găsite o mulțime de inscripții, de sculpturi și de altare care au scăpat distrugerii mitreumânilor. Numai colonia de la Apulum număra cu siguranță 4 temple ale zeității persane, iar speleumul de la Sarmii din Segetuza conținea încă fragmente ce aparțin unui număr de aproximativ 50 de barosări, refuri și de alte plăci votive pe care credincioșii le-au consacrat acolo zeului lor Mitra. Deci, cu alte cuvinte, ca să răspund, să facă sinteză, avem suficiente mărturii care să ateste prezența cultului și pe teritoriul istoric al Dacii. Aș spune că e cumva trist că nu sunt mai multe studii pe zona aceasta, mă refer de arheologie, legată de cultul mitraic în spațiul istoric al Daciei și în legătură cu dezvoltarea cultului în toată zona Mării Negre, de fapt. Pentru că spuneam de bazinul mediterane, evident acest bazin mediterane îl extind cultural vorbind, nu geografic, și în zona Mării Negre. Pentru că știm bine, grecii au colonizat de mult, colonizaseră zona portoară, zona Mării Negre și în cazul acesta putem vorbi de o extensie a culturii mediteraniene și aici. Atunci ar fi interesant de văzut în ce măsură cultul acesta lui Mitra a fost într-adevăr, așa cum susține Cumo, atât de popular, cel puțin în zona Daciei, ca provincie romană în cei 150 de ani de ocupare romană acestei provincii. Avem date arheologice, trebuie studiate, trebuie aprofundate, trebuie corelate cu alte informații din regiunile învecinate și cred eu că am putea avea chiar niște rezultate surprinzătoare. Dar iată că asta este încă o dovadă, cum chiar scrie, de la Marea Neagră până în Sahara avem urme ale culturii mitraic. Deci e un indiciu foarte clar că acest cult inițiatic s-a bucurat de un succes enorm în Imperiu și că a fost purtat cultul dintr-un loc în altul, atât de soldații romani, cât și de comercianți și sclavi. Asta ne spune cum. Evident, principalul agent al răspândirii reprezintă soldații, mai apoi comercianții și sclavi. Deci, am putea spune un zeu vedetă. Foarte, foarte popular. Un zeu foarte popular care se va bucura și de omagiile și venerarea din partea împăratului. Însuși împărații romani, de la un punct încolo, vor adopta cumva, se vor identifica cumva cu acest cult inițiatic. Poate și asta a asigurat succesul cultului lui Mitra, această suprapunere între cultul împăratului și cu cultul mitraic, această suprapunere între Mitra și ideea de Sol Invictus, și cele două, să zicem, imagini, împăratul ca zeu pe pământ, împăratul deificat și imaginea lui Mitra, care este un zeu puternic, un zeu ce îți oferă nemurirea, de fapt, pentru că orice cult inițiatic, orice cult de misterii din antichitate, de fapt, era bazat pe această idee că, într-un fel sau altul, intrând acolo, tu vei primi o șansă la nemurire. Adeptul, inițiatul, după ce trece niște probe, primește răspunsul, să spunem, elixirul magic, dacă vrei să facem o gumiță, primește elixirul magic pentru asigurarea nemuririi. Asta spre deosebire de religiile, să zicem,
comune sau religia mai larg răspândită a altor zone în care viața de după moarte nu era atât de promițătoare. Și atunci un cult inițiatic, un cult de misterii venea și îți oferea o rețetă pentru a obține acea viață de după moarte, pentru a obține nemurirea. Asta se întâmpla până la urmă și în cultul Mitra, dacă treceai prin anumite probe, evident, pe care aceasta inițiatică, puteai să renaști asemenea zeului Mitra. Dar, repet, aici m-aș opri cu speculație pentru că nu avem atât de multe informații despre conținutul ritualic, despre întreaga, să zicem, arhitectonică a ideilor cu privire la nemurire și călătoria sufletului. Unii o compară cu o ascensiune în chip astral. Repet, asta e o idee de exprimată în ultimii, să zicem, 10-20 de ani. Cu aturile ei, nu subscriu în totalitate la ea, dar în orice caz știm bine că cultul mitraic a avut parte de o popularitate extraordinară timp de aproximativ 3 secole. Ar fi interesant să zic eu de studiat și mai mult cum de a dispărut acest cult în bazinul Mediteranei. Cea mai vehiculată ipoteză leagă dispariția sau degradarea treptată a cultului de răspândirea tot mai puternică a creștinismului în aceeași regiune. Exact, aia m-am gândit și eu, da. Ar putea fi și această idee, evident, această ipoteză, ar putea să fie inclusiv planul mai general al tradițiilor sau al cultelor emergente. Pentru că nu vorbim doar despre creștinism care se dezvoltă în perioada aceea, ci în secolul al doilea după Hristos apare un alt cult religios extraordinar de puternic care va ajunge până la Roma și va reprezenta un concurent inclusiv pentru creștinism, de pildă manicheismul. Și în tot acest plan general de culte noi, emergente, care se dezvoltă în bazinul Mediteranei, unele rezistă mai puțin, altele rezistă mai mult, iar altele dăinuie până în prezent. Manicheismul a rezistat mai mult decât mitraismul, creștinismul dăinuie până în prezent, pentru că și manicheismul în cei din urmă s-a stins. Dar mult mai târziu decât mitraism. Și atunci, în concurența asta, a supraviețuit și, să zicem, cel mai puternic cult religios sau cel care a avut cea mai puternică propulsie, uneori și politică, dar și ideatică. O ultimă întrebare, o întrebare scurtă, un răspuns scurt. Sigur. Pentru că tu ai o comunitate importantă de simpatizanți, de, eu știu, și poate printre cursanții de la Fundația Calea Victoriei, foarte multă lume care te apreciază din această perspectivă de cercetător și în studiul și istoria religiilor. Să presupunem că ai dori să le recomanzi această carte a lui Franz Cumont, Misteriile lui Mitra, de la originea cultului până la influența religioasă asupra Imperiului Roman. Ce aduce nou acest studiu și de ce ai recomandat cartea? Este, cred, cel mai cunoscut studiu legat de cultul Mitra. În continuare, cred că e cel mai răspândit sau cel mai cunoscut studiu pur și simplu despre Mitra. Chiar dacă este unul dintre primele studii extensive pe Mitra, cartea lui Cumont, studiul Cumont apare, dacă nu știu, în 1913. Savantul belgian merită toată atenția cititorilor. Era un adevărat erudit. Sau pași de arheologie. E un om care, cu alte cuvinte, a avut și dovezi la prima mână. Nu face doar speculații, ipoteze de natură teoretică, ci se bazează și pe mărturii. Și este unul dintre cele mai, să zicem, cele mai ușoare titluri de specialitate pe care le poate parcurge și un neinițiat. Cumont întotdeauna a avut acest talent, așa mi se pare mie, de a scrie foarte lejer, pe înțelesul tuturor și se poate parcurge textul acesta extrem de ușor, reținând o mare parte din informații, informații foarte generoase pe care le putem lega și de alte titluri publicate de Cumont. Un alt titlu, cel care a apărut-o la voi, la Herald, Religiile Orientale în lumea romană. Cultului Mitra, misteriile lui Mitra se leagă foarte mult și de textul acesta al lui Cumont. Cu alte cuvinte, dacă vrei să te familiarizezi cu tipul de scritură academică a lui Franz Cumont, Misteriile lui Mitra este textul cel mai potrivit.
Și mai apoi poți să sari la un text și mai general, mai de sinteză, e cel cu religiile orientale în Imperiul Roman. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Cristian Vechiu, cercetător în studiul și istoria religiilor, lector la Fundația Calea Victoriei. Am vorbit astăzi despre cultul lui Mitra, misteriile lui Mitra, de la originea cultului până la influența religioasă asupra Imperiului Roman, carte publicată în colecția Bibliotheca Orientalis a editurii Herald, o carte pe care vi-o recomandăm, iată, vi-o recomandăm cu mare drag. Îi mulțumim lui Cristian Vechiu și sperăm să continuăm acest serial cu aceste episoade din cărțile publicate în colecția Biblioteca Orientalis. Venim și cu alte noutăți editoriale. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere!